Un parcurs mai bun al echipei ar fi făcut ca și moralul jucătorilor să fie la un alt nivel, este de părere antrenorul Ion Moldovan. Acesta consideră că elevii săi au jucat sub presiunea lipsei de rezultate și acest lucru a contat destul de mult. Există la nivelul vestiarului o anumită teamă de rezultat. Teama este indusă de faptul că rezultatele nu au fost conform cu ceea ce ne-am dorit și automat până la marcarea unui gol atunci avem o problemă deși în deplasare a fost situații în care am marcat dar n-am reușit să, să menținem rezultatul Poate că în felul acesta am fi avut mai multe puncte față de cele care le avem acum în clasament. CS Mioveni are nevoie de puncte în continuare, pentru că numai astfel situația din clasament se va îmbunătăți, a mai spus tehnicianul Galben Verzilor. Ne gândim foarte atent la următoarele patru meciuri, să obținem cât mai mult, în așa fel încât să ajungem să revenim cel puțin aproape de limita play ului în runda următoare al violeții vor întâlni în deplasare echipa FC Olt Slatina